Bună, fetelor! Eu sunt Petronela și astăzi voi pregăti eclere. Pentru eclere aveți nevoie de 150 de ml de ulei, 300 de ml de apă, 200 de grame de făină, un praf de sare, 5 ouă întregi. Iar pentru crema aveți nevoie de cremă de vanilie, care o găsiți pe canalul meu de YouTube. Iar pentru glazurare aveți nevoie de 200 de grame de ciocolată cu lapte și 20 de ml de ulei. Pentru început voi adăuga apa într-o frăticioară, să fie cu fundul dublu ca să nu se lipească, uleiul și un prag de sare. Lăsăm să fiarbă. Apa a început să fiarbă. Voi adăuga toată făina. Duc focul la mic și încep să amestec. Este caz bine să nu facă cocoloșe. Și o ținem aici până se desprinde de pe oală și este fier aluat. Compoziția este gata. O voi transfera într-un bol. Și o voi adăuga la malaxor. Am pus aluatul la malaxor ca să se răcească un pic. Reduc viteza și încep să adaug câte un ou întreg. Voi, dacă nu aveți malaxor, puteți să faceți și cu mixerul. Răbdare! Poziția a început să se lege, o voi opri, așa trebuie să arate, foarte bine legată, așa trebuie să... Am tapetat o tigaie de aragaz cu hârtie de copt, voi transfera aluatul într-un poș cu duiul 2D și voi forma eclerele. Le voi ține la cuptor la 170 de grade, 40 de minute sau până sunt făcute. Nu deschideți în primele 5-6 minute ușa cuptorului. Voi forma eclere, plecați de jos și faceți o buclă și întoarceți. Așa, faceți buclă și întoarceți. Lăsați distanțe de 3-4 cm între ele. Eclerele le-am terminat de format, au ieșit 28 de bucăți. Le voi băga la 170 de grade pentru 40 de minute. Eclerele s-au copt. Trebuie să sune când bateți în ele. Acum le voi felia. Să vă arăt cum arată și în interior. Așa trebuie să arate, cu gaură în interior. Atunci sunt coapte. Le feliez pe toate și apoi le voi umple. Uitați cum arată. Deci așa trebuie să fie. Eclerele le-am pus pe un grătar pentru că voi glazura cu ciocolată și va curge. Ciocolata am topit-o 2 minute la cuptorul cu microunde cu 20 de ml de ulei. Așa. Un strat generos. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube la crema de vanilie. Voi trece prin ciocolata topită și voi pune căpăcelele pe eclere. Voi presa foarte puțin și continui și cu restul. Foarte bine. Și continuăm. Eclerele sunt gata. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Vă mulțumesc!